Expoziția personală a pictorului Dacian Andoni a fost vernisată în Chișinău la Muzeul Național de Artă al Moldovei. Expoziția a fost prezentată de criticul de artă Doina Mândru și poate fi vizitată până pe 27 noiembrie. Expoziția artistului Dacian Andoni întrunește 30 de lucrări de pictură și grafică. Născut la 30 decembrie 1962 în Arad, artistul și-a făcut studiile la Academia de Arte George Enescu din Iași la secția pictură. Este doctor în arte vizuală, conferențiar la Universitatea de Vest din Timișoara, la Facultatea de Arte și Design. În 2015 a primit titlul de doctor habilitant. Artistul a organizat numeroase expoziții personale în țară, dar și peste hotare. Galeria Cecilia Cuțescu Storc, din cadrul Academiei de Studii Economice din București, Mănăstirea Putna, Sala Domnească, expoziția In Memoriam Dan Haulică sunt doar câteva exemple. Dacian Andoni este deținătorul premiului întâi la Bienala Internațională de Pictură din Chișinău în 2011. M-am bucurat de o atmosferă apropiată din partea domnului director Tudor Zbârnea, care este pictor, este directorul Muzeului de Artă, Muzeului Național de Artă din Chișinău, care mi-a făcut deschiderea către o sală generoasă, un spațiu monumental, arhitectural, cu elemente gotice, pe simezele căruia am expus lucrări de dimensiuni mari, selectate și expoziția vernisată de cunoscutul critic de artă doamna Doina Mândru. Lucrările n-au avut această posibilitate că au putut fi, datorită unui spațiu generos, au putut fi citite, privite de la distanță și fapt care au dat o anumită fervoare și, să zic, dinamică interioară expoziției mele de acolo. Doina Mândru, critic de artă, despre Dacian Andoni. Dacian Andoni propune o inedită suită de contemplații picturale. Cele mai multe sunt dedicate duhului zititor care, structurând chiar aleator materia, îl amprentează profund pe contemplatorul, pictor ca și pe privitor, antrenați deopotrivă într-un comun efort de înțelegere. Pentru pictor, fulguranta sesizare a duhului construcției din pânzele de la Torcello este urmată de o neobișnuită analiză a detaliilor. Neobișnuită, pentru că pictura vizează nu amănuntul material în sine, ci anume ceva care îl depășește și compliește participarea lui la ansamblu, la firea întreagă. Auster în mijloace, dar nu sărac, investigând cu mărturisită fervoare valorile apropiate și culorile terne, Andoni caută cu consecvență fuziunea între materia ca subiect, valoarea ei simbolică și expresia picturală.